Salutare, prieteni, salutare, suntem toți, adică tata și Lumina au plecat ca între tata și fică. Momentul. Da, măcar să nu mi-o bage mințile în cap. Te-am filmat eu pe tine, acum pe tine, nu știu ce să faci. Am găsit o prietenă aseară la zilele orașului. O doamnă. O doamnă, da. Știm și noi mulțumim doamnei că ne urmărești. Da, e de la noi. De câte ori treceam, de câte ori ne salutăm. Eu vreau să vă spun, prieteni, eu vă mulțumesc vouă că mă urmăriți datorită vouă. Și cum spuneam, unde pleci? Sunt eu. Într-adevăr, suntem cunoscuți după Leo, dar dacă noi nu facem conținutul ăsta, nu eram plăcuți la lume, nu se mai uita lumea la noi. Că mulți din Strehea au canale de YouTube și nu se uită lumea la ei. Dar la noi se uită pentru că suntem așa nebuni, dar într-un fel bun. De ce suntem nebuni? Vorba vine, mamă. O să vă răspund așa în mare la comentariile date. Mi-ați zis de Santuzo, că unde e Santuzo? Când eram în Franța, nu știu cum s-a întâmplat, cred că a uitat Mădălina ori poarta deschisă. Nu l-a lăsat. Profită, Mădălina nu mai l-a luat acolo la tasă cu ea, pentru că s-a încertat că are și taică să nu pline și tot să nu-l bată. Și Mădălina, cât mi-a spus, așa mi-a spus, așa spun Mădălina cum mi-a spus. L-a lăsat aceea în culte, s-a dus până în ora și nu mai l-a găsit. Venea Mădălina ziua, seara, îi dădea de mâncare. După aia am văzut că a făcut o gropiță acolo, uite, unde e cireșul ăla, mai în gard. Era o bucată de lemn așa. Ba da, de acolo a ieșit. Era o bucată de lemn așa și după aia când am căutat să văd pe unde e, am văzut bucata de lemn din plasă, dar bine, de la câine mai mari. Că eu de fiecare de când intram în curte, vedeam câte un câine nou la mine în curte. Deci, pe scurt, a dispărut câinele nostru, Santuzo. Și ne-a spus cineva, văzut. L-a luat cineva cu mașina. L-a luat cineva cu mașina, ce am văzut noi pe camere. Să fie de capul lui care mi-a furat câinele. Nu mai peste, mă, las. Adevărul că era tuns acum, era spălat. Era spălat, era... Dar o să deschidea că nu va miște măsuri și nu vrem să vă spunem. Da. Am văzut ceva și... Mă, de zi aici, vreau să spun eu pe vlogul meu. Mădălina a fost la Craiova. De ce? A fost cu bunica ei, cu mama ei, că nu se simte bine al bătrânului ei, adică tata lui maică sa, din partea mamei, nu se simte bine și la spital, prieteni, nu se simte ok. Tati, scuze că pun mână la cameră. Și mi-a zis o doamnă că de ce nu am fost și eu să o susțin pe Mădălina să fiu lângă ea. Zici tu? Ok. La ce era să vii? Vineai și stăteai acolo cu noi în fața spitalului. Ce? Unde îl țineam și pe David? Ce puteai să faci? În primul rând nu putea David să stea acolo cu mine în soare. Și pe David dacă stătea, nu stătea singur la bunica ei, gen acasă, că vă dați seama, oamenii rudelor Mădălina numai la spital în față au stat, că a stat el la spital, că... Da, mai treceam strada la umbră, la un părfuleț. N-au știut ce e acasă, pasă, alea, au stat numai la spital, vă dați seama. Oboseală, numai picioare. Și unde să le iau pe David? Să fac eu naveta, să trehaia, Craiova, și am zis să stau eu cu David și o să mergem toți. Da, Mădălina m-a rugat. Dar o să mergem mâine după masă, că na, trebuie să mergem și noi. Tati, am văzut pe vreo să stau pe scaun. Da. Nu, pe masă. Stai. Nu, mai mic nu mă stau, să stau. Fac ce vrei. Stai, cum vrei. Stai. Eu și cu familia mea îi dorim multă sănătate, putere. Da, chiar am nevoie. Da. Acum, Dumnezeu e mare. El decide ce se va întâmpla în viață. Normal. Doar el. Ajută-mi. De ce a dispărut Santuzo, prieteni? Ne pare rău. Santuzo nu mai recuperăm. Santuzo era un câine foarte deștept, cu minte. Nu făcea mizerii prin curte sau caca prin curte cum făceau alți câini. Sau... Caca. Deci,
Era foarte cu minte. Da, și ne pare rău că n-a murit când a dat mașina pe... N-a murit când a dat mașina peste el. Știi, eu am mai observat ceva. La noi, un câine nu stă mai mult de un an. Știi că am avut-o și pe Puffy? Da. Și Puffy, la fel, după un an, a dispărut și el? Puffy a murit de bătrânețe. Da. Avea 17 ani, Puffy. Mă, nu Puffy aia. A doua Puffy, ală. A, da. Am avut un câine prieten, a murit de bătrânețe, 17 ani. Nu Puffy aia mare. Da, a murit de bătrânețe, așa, a da. Puffy. Așa cum e lui tata, are 17 ani. Da. Și, prieteni, ne pare rău că n-a murit, vă dați seama, am făcut tot posibilul să nu moară, l-am dus peste la spitale, la alea și n-a murit. Da, n-a murit în accident și acum l-a furat. Dar cine l-a luat să mi-l aducă înapoi, că și peste 10 ani și tot îl recunosc. Da. Așa aveam și noi și găina aia roșie, tot așa au furat-o de la poartă. Am avut și pui, am avut găini, le-a furat. Ieșea câte un pui afară, îl furau. Normal. Prieteni, eu vreau să vă zic că ați văzut cum le mai zic eu să mai așa, dar nu pot să zic din cauza lui mama. Ce anume? Iar încep? Nu încep. Zicem așa multe care nu pot să le spun aici pe vlog. A, da. Ce ai făcut la Didaș? Ce am făcut la Didaș? Parcă sunt mai micuți. Ce se pare? Nu, bandele ai făcut ceva. Ce, l-am tăiat din... Ai tu mai tare. Nu mai avem treabă nimănui și chiar dacă... Nu vorbim ce facem nebuniile noastre și atât. Prieten, conținutul meu, contentul meu e ăsta. Să vă arătăm în fiecare zi cum mâncăm grătare. În fiecare zi cum ne bâlbâim pe aici. Tot ce facem noi. Ăștia suntem oameni. Ne apărăm așa cum și cu din și fără și cu păr și fără. Așa. Și că așa cum sunt. Da, și... natural noi suntem prieteni, nu ne așa prefacem. Și toți care vorbesc pe YouTube nu sunt poși de noi, nu vorbim nimic, nu mai avem să avem treabă cu nimeni. Nu mai vreau liniște, cum spune Bubu. M-am săturat. Eu cu ursul tot în, într-o stare bună sunt, adică când ieșim la un suc, când ne vedem, nu vorbim ce personal din trecut, cert sau alea, ieșim, vorbim de ale noastre, glumim, fumăm o sigare, bem un suc și cam atât. E moșul meu, moșul la copilul meu, mi-a botezat copilul, cum am zis, e și prietenul meu, am crescut împreună. Da. Așa. Și cu grătarul. Așa e la noi, prieteni, tradiția asta de când e. Ce anume? Grătarul, mi-a zis o doamnă că așa e, o doamnă sau un domn, scuze dacă n-am văzut acolo la nume, a zis că de ce la noi femeile fac grătarul și bărbații stau... Ba, ajută și bărbații, dar la noi așa, așa e. Dar la noi, nu e tradiția să facă femeia. Nu e doar la noi, toți țiganii... Tradiția noastră țigănească, rom din Strehaia. Femeile sunt cu mâncarea și nu poate să stau jos și bărbații. Da, da, normal, cum ai zis o doamnă, acest domn sau doamnă, scuză-mă încă o dată, a zis că într-adevăr la normal și normal e bărbații la grătar și femeile salate, alea pregătesc masa și toate astea, înțelegi? Da. Așa ar fi normal. Pe mine mai mă ajută Bubu. Mult. Sunt alții țigani care nici măcar nu văd grătarul, văd doar mâncarea de pe el. Da. Da, Bubu el pune mâna și ajută. Am un bărbat. Sunt norocoasă. Deci, vreau să știe și prietenii, vreau să-mi cumpăr un câine. Dar pe ăla să-l țin în casă, mamă. Mic, bișon, dar să-l țin în casă. Pomeranian. Vreau să-mi cumpăr pomeranian, da. Da, și dai 30 de milioane pe el? Da, dar pe ăla trebuie să avem grijă, mamă, de el. Ăla chiar, că-l bagi în buzunar, că atât de mic e. Dar nu știi că iubesc pâinii? Și cine nu iubesc? Da, dacă iubim animalele. A, mai ales pisicile, suntem topiți după florile. Da. Am un prieten, eu nu iubesc. Iubesc? Eu nu iubesc porcii și... Porcii? Și... cum se spune... Și cum se spune? Uite, prieteni, stai puțin, David, să lămuresc pe toți. Și ori nici oameni, eu obiect pisici, câini, pui. Vedeți, prieteni, toată chestia e că David se grăbește. Da. Mi-a zis un domn specialist, mi-a zis că e,
și îl salut pe pe partea asta. Da. Și îl salut și să vedeți că eu vreau mai bine la toate comentariile să vă răspund în parte. Vă văd toate mesajele, oameni buni. David, într-adevăr, dacă ar avea nevoie de logoped, are. Într-un fel. Dar el, toată chestia, că vorbește bine țigănește, corect și cuvintele cum trebuie. Dar românește, se grăbește și în al doilea rând nu știe cuvintele, toate pentru că cuvintele. Nu știe toate cuvintele. De ce? Și vă mai zic și vă mai spun. Nu am stat să vorbim românește cu el. Cât am fost eu cu bărbatul meu arestat? Am vorbeam cu el mai țigănește. Că într-adevăr unde mai vorbea și el românește când mergeam în partea aia la Ursul, la Alin. Atât. Dar noi în perioada aia n-am stat să ne plimbăm sau să umplăm. Am avut probleme, copiii mei au suferit. Am stat numai în casă. Mergeam numai la market să cumpărăm mâncare și înapoi acasă. Oameni buni, ați văzut. Înainte, cine avea grijă de copilul meu a fost Ursul și Lumina înainte, pentru că eu eram pe drumuri. Cine copilul tău? Tu. Eram pe drumuri, adică pe drumuri, ba la Vânjuleț, ba la Craiova, la mama, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și nu puteam să o iau pe Mădălina de multe ori sau pe David cu mine să-i chinui prin mașină, prin călduri, ba prin frig. Înțelegeți? Eu îmi făceam datoria de... Să am grijă și de familie, și de mamă, și de tată. Și cine avea grijă de copilul meu a fost Ursul și îl respect pe partea asta. Îl respect și mulțumesc mult. Cine Ursul? Moș. Ce-a făcut? A avut grijă de tine. Așa că-i Davi, așa că-i Davi, așa. Vă rog mult, vorbiți de mine cât vreți. Nu, mamă, n-am zis nimic oamenii rău. Vorbit, dar până la David. Nu, mamă, am zis... Până la David. Am zis că na... N-are nimic, David. Am fost cu el, copilul n-are nicio problemă. E sănătos, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am fost cu el, vă dați seama, dar am zis că e răsfățat și nu vrea... E răsfățat. Vă dați seama. Că cine pe primul loc în casa mea, normal, îmi iubesc și cu lepoți ai lanț. Sunt sufletul meu. Dar David e cu mine în casă. Și vă dați seama ce răsfățat e. Prieten. Un nepot am în casă, singurul ele, care face el, decide el, taie el, face tot. Prieten. Și mamă, vă dați seama că plânge de multe ori, dar nu pot să pun camera pe ea când plânge după Leonard sau ales că... Nu, stai așa, că nu mai vede. E și ea conștientă ce s-a întâmplat, ce a făcut Lumina, dar acum ea vrea să facă ca fiecare mamă să situația să o pună cât de cât pe picioare. Crezi că pe mine nu-mi iubesc nepoții? Păi cât nepoți? 3 nepoți am. Îmi da viața pentru că am în 3. Dacă că... ar fi nevoie să intru și în foc pentru ei. Da? Da, na. Cine devine? Copiii? Copiii. Uite, ți-am adus mâncare, că e Stefan. Știi cum e vorba aia? Vai de copiii care ne ascultă de părinți. Ce să mai spun? Dacă s-a ajuns la situația asta, ce putere mai am? Că nu mai pot nicio. Nu vreau să mai mă vai și multe chestii. Sunt și eu cum sunt. Da. Știți cum e vorba aia? Vai de copiii care ne ascultă de părinți, pentru că și cum am zis, sau dacă am zis, prietenii vin și pleacă. Dar părinții acolo niciodată nu-ți vor răul părinții și te susțin și te ajută. Dar prietenii vin și pleacă. Chiar dacă părinții mei au fost și au fost cu certuri, cu scandaluri, cu astea, n-am cum să nu fiu de partea părinților mei, pentru că părinții mei sunt părinții mei. Și normal că nu pot să țin cu unul de pe stradă sau cu altcineva. Chiar dacă eu am crescut cu alții, am mâncat, am băut la masă și mi-a pus în farfurie, trebuie să țin că e ceva normal, omenesc, să ții cu familia ta. Stai că am și puțină nevoie de tine. Da. Prieteni, eu vă mulțumesc, și a zis o doamnă, prieteni, spuneți-mi voi, prieteni, că mi-a zis așa, mi-a zis într-un comentariu, nu știu dacă îl zic bine, a zis, Dănuț, să mănânci și să bei când se va trezi morții din groapă. E frumos, doamnă, tu, mă gândesc că ești o doamnă în toată firea, nu ești tu un copil ca mine, o copilă, și să spui asemenea. Și eu... Dar ce v-a făcut? Nu înțeleg, doamnă, cu ce v-a greșit? Dar nu de spuneți așa ceva. Las-o, mamă, nu, eu vreau să zic... Dar e dureros să spui la un copil, doamnă, și urât din partea dumneavoastră,
să pui, să spui la un copil așa că nu ți-a făcut niciun rău, că există un Dumnezeu sus și ne judecă Dumnezeu, nu noi. Lasă, mamă, doamnă dragă, dacă nu-ți place conținutul nostru, dacă nu-ți place și ne ură și nu suporți țiganii sau nu ne suporți pe noi, nu te mai uita, că nu te obligăm să fii sănătoasă, dar urât să spui așa să ceva. Pui așa ceva, să pui mintea cu mine, vezi? Adică. Ce ți-a făcut, doamnă? Ce rău ți-a făcut? Nu v-am făcut, nu ți-am făcut niciun rău, doamnă. Nu-ți convine, nu te mai uiți la noi. Doamnă, poate n-aveți copii sau nepoți, îmi pare rău de treaba asta. Cum să mă blestem în halul ăsta? Și eu, dacă mai dau replică la unii și le mai dau și o replică, vă supărați. Vedeți de ce mă supăr eu? Adică eu să fiu jignit, înjurat, blestemat, bârfit. De nu, nu-i nimic, și eu să zic, și eu să nu zic nimic. Dar să nu vrea. Cum adică blestemile astea? E frumos așa să fiu blestemat și eu să nu zic nimic și dacă zic, săriți pe mine. Nu e frumos. Suntem oameni, așa cum suntem noi, am mai zis și mai zic cât o să mai trăiesc. N-am ales noi cum să ne naștem. Fiecare în felul lui. Toți suntem oameni, prieteni. Toți. Nu trebuie să facem diferențe. Niciodată. Dumnezeu alege, Dumnezeu spune să fie așa, să fie așa. În fine, prieteni. Dar să blestem, e ce mai urât. Lasă, mamă, poate, ce mai urât? Poate că, doamnă, na. Eu nu... Niciodată. Eu nu pun suflet, eu... Nu, dar Dumnezeu știe că nu ascultă, știi vorba aia. Nu, mamă, eu vreau să zic că eu nu sunt o persoană care mă supăr sau care pun la suflet. Pentru că nu se lipesc blestemele sau înjurăturile, gat, nu. În fine, trebuie prieteni. Trebuie să judecăm noi oamenii. Vă pupăm, vă dorim o zi, seară, cât mai frumoasă. Și vă mulțumesc tuturor pentru toate comentariile date, că mă urmăriți și vă iubesc și ne auzim mai pe seară cu un alt vlog.